Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se mulțesc mașinile electrice. Iar? Și ce face statul? În general, da. Oamenii își cumpără mașini electrice. Statul se îngrijorează. Statul vede că încasează mai puțin bani la buget din taxele pe combustibil. Benzină, motorină, GPL-ul. Așa că se gândește și începe să pună taxe pe electrice, taxe suplimentare, întrucât nevoia de bani e mare. Statul în general, nu statul român. Statul... Adică cel puțin nu deocamdată al nostru. Dar viitorul începe să-și ițească căpșorul și nu arată prea bine pentru portofele. Știți cum am zis mai devreme, că progresul trage după sine toate țările. Nu numai progresul, și modalitățile de taxare... Băi... A ceea ce apare. Dă beneficii că ți-a dat subvenție 10.000 de euro, parcare Bravo. Gratis. S-a tăiat. După care vine de contul, că nimic nu e gratis pe lumea. Asta am învățat dintotdeauna, nu? Financial Times scrie că guvernele din mai multe țări încep să aplice taxe pe vehiculele electrice, întrucât încasările din taxele pe benzină și motorină scad și ar urma să lipsească bugetele publice de încasări de peste 110 miliarde de dolari în următorii 10 ani. Mai puține mașini cu motoare termice și mașini cu motoare termice care consumă mai puțin, pentru că devin mai eficiente, înseamnă mai puțin bani din taxarea acestora, evident. Și unde încep să fie taxate în plus mașinile electrice? În Regatul Unit, cunoscut și ca Anglia, Noua Zeelandă, Israel și majoritatea statelor americane au fost introduse deja modificări fiscale și taxe pentru vehiculele electrice și hibride, menite să strângă fonduri și să compenseze scăderea încasării din accizele la benzină și motorină. Și sunt diverse măsuri, taxe de matriculare, se taxează la matriculare, taxe de utilizare a drumurilor, taxe pentru punctele de încărcare publice. Adică, mă rog, cam ce plătește acum și un șofer al unei mașini clasice. Șoferii și proprietarii de mașini electrice și activiștii ecologiști sunt evident nemulțumiți. Este mai degrabă o penalizare, declară Jeff Schaffner, care conduce un Chevy Bolt electric în Tennessee, unde taxele anuale s-au dublat în acest an, ajungând la 200 de dolari. Nu mă opun plății taxei suplimentare, dar cred că este prea mare, spune acest domn. A fost o înșiruire greu de înțeles aia Chevy Bolt Traffic în USA. Da, un domn. Un domn care conduce o mașină electrică într-un stat american. Așa. Practic, numele nu contează în astfel de situații. Da, în Statele Unite, pe de altă parte, colectarea taxelor pe carburanți este în scădere de ceva vreme din cauza creșterii eficienței mașinilor cu motoare termice. Statul are nevoie de bani, evident. Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că trecerea la vehicule electrice a eliminat anul trecut venituri de 10 miliarde de dolari din taxele pe benzină și motorină la nivel mondial. Asta fără să fie luate în considerare câștigurile modeste din noile venituri din taxele pe electricitate. Când vine și la noi? Cât de curând. Zici? Da. După alegeri oricum. Le-ai dat idei oricum. Eu? Păi da, nu știau. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.